În urmă cu 2 ani ați cunoscut aici povestea Anei Maria, fetița care stă într-o căsuță din Apuseni și care coboară și urcă zilnic 3 km prin pădurea de pe munte pentru a merge la școală. Mulți ați și ajutat-o anul trecut, trimițând familiei din munți bani și cadouri. Zilele trecute am urcat din nou la căsuța Anei, în Bulzeștii de sus, din județul Hunedoara, să vedem cum i s-a schimbat viața, cum i-am găsit pe fetiță și pe părinții ei, vedem chiar acum. Nu venea să cred că atâția oameni au putut să ne ajute. Chiar nu venea să cred. Și o perioadă bună de timp ai primit cadouri, nu? Da, o perioadă bună de timp. Chiar am primit foarte multe cadouri. Deschideam coletele când vedeam ce-i în ele. Dacă era, de exemplu, ceva mai special sau ceva, când îl vedeam, îl luam în mână, închideam ochii. Că eu când mă mai visez așa și când se întâmplă ceva sau când vreau să mă trezesc, eu închid ochii și mă trezesc. No, și făceam așa, eu știam că e realitate, dar chiar nu venea să cred. Închideam ochii, îi deschideam înapoi și până la urmă așa era. Era realitate. Era realitate. Închideau ochii, deschidea și după aia ziceam, nu, nu-i vis. Pentru mine, personal, ca om și ca... Deci, o fost la limită, deci vă spun sincer. Deci am fost depășit psihic, eu ca om, așa, deci nu vinea să cred. Vreau să le mulțumesc, să îi mulțumesc și doamnei care ne-a dat pisicuțele și, păi, tuturor care ne-au trimis aceste lucruri. Ea este Ana Maria. Ați cunoscut-o la emisiunea noastră în urmă cu 2 ani, când am urcat în Apuseni să-i aflăm povestea. Trăiește pe munte împreună cu mama și cu tatăl ei într-o căsuță modestă cu o singură cameră, veche de peste 100 de ani. Ana are acum 9 ani și, la fel ca în 2014, când am întâlnit-o întâia dată, străbate zilnic 3 km prin pădurea cu lupi și mistreți pentru a merge la școala din vale. Mai este puțin, mai este mai mult de jumătate de drum. Încă jumătate? Da. Puțin și mai ajungem și ajungem la jumătate. Eu și singur aș putea să cobor. Deloc ajungem acasă, nu mai este mult. Mai poți? Mai pot. Mama a făcut 4 drumuri astăzi, nu-i așa? Da, da. Când alții se urcă mașini și pleacă la muncă sau la școală, tu cobori dealul. Îl urci. Face cea naveta cu o mașină? Nu. Hai să mergem, că ne prinde ploaia. Ne prinde ploaia, uite acolo. Când am întâlnit-o prima oară, Ana nu avea nicio jucărie. Singurele partenere de joacă erau cele 9 pisici. Se juca cu ele pe afară și în camera în care dormea, mânca și se spăla întreaga familie. Chiar și așa, gospodăria era curată și ordonată, iar fetița n-ar fi dat căsuța ei de pe munte pentru nimic în lume. E căsuța ta asta? Da, am făcut o căsuță. Îți dorești o căsuță anume? Nu, asta e perfectă. În 2015 am vizitat-o din nou pe micuța Ana la căsuța ei ca din povești. Am întâlnit aceeași familie muncitoare, demnă și foarte chipzuită. Singurul venit lunar al celor trei era în continuare alocația de 84 de lei a copilului. Părinții cresc câteva animale pe care le vând ulterior pentru a-și mări veniturile și pentru a-i oferi fiicei lor un trai mai bun. Nu dăm înapoi. Ce s-ar întâmpla? Deci, un exemplu, că există familii care s-ar văieta, ar spune că e imposibil așa ceva și mulți la oraș cred că e imposibil să trăiești aici, unde trăiți dumneavoastră. Cum am spus și mai înainte, să mă tăresc pe jos, dar nu mă plâng. Nu-i genul meu. Nu mă plâng. Să n-am o mână, un picior, nu mă plâng. Oamenii au rămas impresionați de povestea familiei Dan, de hărnicia lor și de modul lor simplu, modest și sănătos, în care cei doi soți își creșteau fetița, în ciuda greutăților ce presupun viața izolată în vârf de munte. Generoși au trimis cadouri și donații bănești, ajutând familia Anei cu aproape 60.000 de lei. Acum câteva zile am pornit iar spre Bulzeștii de sus, să vedem cum au reușit ajutoarele telespectatorilor să schimbe viața copilei din pădure. Am întâlnit aceeași familie simplă și bună, dar parcă mult mai luminoasă. Ana și mama ei ne-au întâmpinat jos în vale, după ce fetița a ieșit de la școală și am urcat împreună prin zăpadă spre casă. Mai avem puțin și ajungem din nou la căsuța din povești, adică căsuța ta, da, Ana, adevărat, nu? Da, e adevărat. Da, și acum v-am pregătit o surpriză. Mi-am refăcut și eu
camera mea împreună cu părinții mei și de-abia aștept să vă arăt. Pisicile le mai ai? Da, le mai am. Ia aștept, le vedem. Hai să mergem. Am făcut 40 de minute pe drum. Da. Și în final am ajuns acasă. Da, am ajuns acum. Zăpada asta a fost mai greu. Da, chiar este mai greu de urcat. Bună ziua! Bine, sunt casă. Ce faceți? Am ieșit din casă. Haideți, haideți, intrați, doamna. Domnișoara Andra, haideți. Acum? Intrați. Ce faceți? Ce să fac? Uite, stăteam în casă la căldură. Bine v-am regăsit. Bine v-am reîntâlnit. Bine ne-am reîntâlnit, da. Da, da. Ne aștepta o mare surpriză de data aceasta. În locul magaziei din casă, acolo unde familia Dan depozita proviziile pentru iarnă, era acum o cameră roz de prințesă. Camera Anei. Oameni harnici și pricepuți, mama și tatăl ei s-au apucat de treabă și cu banii primiți de la telespectatori au transformat cu mâinile lor vechea cămară într-o cameră de copil călduroasă, confortabilă, dotată cu tot ce trebuie. Au muncit 2 luni de zile în continuu la această cameră. Ei au zugrăvit, ei au pus parchet, au comandat mobilă și au decorat-o special pentru Ana. Ana, abia aștept să văd camera ta. Da. Am ajuns acasă. Da. Hai, să intrăm în cameră. Toai, cât de frumoasă este! Incredibil! În locul magaziei, acum este camera ta. Da, e adevărat. Vai, cât de frumoasă e! Tu ai vrut-o așa? Da, eu am vrut-o așa. Mov? E culoarea ta preferată? Da, e culoarea mea preferată. Hai, ia să prezintă-ne. Ce e aici? Aici este biroul meu, unde îmi fac temele, de obicei. Da. Și aici este patul. N-am dormit prea mult, dar... aici mie îmi place foarte mult. Jucăriile mele mi le-am pus aici unele și aici mai sunt și sus. Cine le-a aranjat? Eu le-am aranjat așa. Dar foarte multe jucării. Când am venit primele dăți la tine, nu aveai atât de multe jucării. Nu aveam, dar am primit. A, da? Da, și vreau să le mulțumesc tuturor care mi-au trimis jucăriile și celelalte lucruri. Ursul acesta l-am primit de la domnul Măruță. Aici am poșetele, am o oglindă, de fapt mai multe. Aici am niște haine de ale mele. Unele mai și le au, niște bijuterii, niște portofele, niște genduțe mai mici. Multe le-am primit, ca să zic așa, de la 2 fete. Da. Nu mai știu care... După ce au văzut reportajul cu tine la noi în emisiune? Da, după ce au văzut reportajul mi-au trimis multe lucruri. Și jucării de aici, tot ele și mai mulți oameni mi-au trimis. Multe, destul de multe, da. Păi, dar îți vine să crezi că ai o camera a ta atât de frumoasă? Păi, în primele zile chiar nici mie nu mi-a venit să cred că am o camera mea. Ce îți place cel mai mult de aici din cameră? Tot. Tot îmi place foarte mult. Ce ai simțit când ai văzut camera ta gata? Am simțit că am în sfârșit camera mea. Și mult, și chiar e foarte frumos în ea și m-am simțit parcă eram în altă casă. Deci nu știam că eram în casa mea, credeam că sunt la o colegă sau ceva, credeam că sunt altundeva. Da. Aici am o geacă de la Sofia, cea care mi-a trimis o scrisoare aici. Așa, asta iar și am primit-o cu futura și... Așa. Și asta tot nu mai știu de la cine am primit-o, dar e foarte frumoasă. Am primit multe pe aici. Aici am multe haine, iarăși de-a mele. Cât de ordonată ești, Ana. Da, aici avem multe haine. Unele mai le iau și pe la școală. Am aici prosopelele de la mâncare. Am multe haine, chiar am foarte multe. Aici este costumul meu popular. Ți-au luat mami și tati și televizor. Da, mi-au luat un televizor. Ești fericită? Da, sunt foarte fericită că am camera mea. Parcă sunt, nu știu, sunt în altă room, cumva. E o cameră foarte, foarte frumoasă. Da, e chiar foarte frumoasă. Acum nu mai scrii pe scaunele, cum scriai tu de obicei când veneai de la școală. Spunea mama prosopelul și tu scriai pe 2 scaune. Pe unul stăteai și pe celălalt îți făceai temele. Da, așa. Acum ai scaunul tău de birou. Da, și am și un birou foarte frumos. Și un birou, da. Da. Tot după cum vedeți e cam pe mov. Și aici este laptopul. Ai și laptopul pe care l-ai primit la noi în emisiune, nu? Da. Nu-l folosești?
Nu, nu-l folosesc. De ce? Pe tabletă mă joc. Deci ai tot ce-ți trebuie, Ana. Da, tot ce-mi trebuie. Ce-ți mai dorești? Păi sănătate, atât. Sănătate? Numai sănătate. În rest, tot e bine. Urmează să vină Moș Crăciun în doar câteva zile. Ce-ți dorești de la el? Păi eu de la Moș Crăciun, să zic așa, tot ce vrea el să-mi aducă. Ce vrea el să-mi aducă. Eu nu pot să am pretenții la tot felul de jucării sau ceva. Ce vrea el să-mi aducă. Dar nu i-ai scris o scrisoare? Păi i-am scris să-mi aducă ceva ciocolată, nu mai știu, portocale, parcă i-am scris altceva, nu mai știu ce i-am scris. Totdeauna, de câte ori te-am întrebat și în anii trecuți, de fiecare dată spuneai că îți dorești portocale și rechizite. Da, cam așa. Acum și rechizite am destule. Am multe carioci, am tot ce-mi trebuie. Și caiete. Mama Anei este copleșită de emoții. Chiar și acum, la un an de la ajutoarele care le-au schimbat viața, femeia vorbește cu glasul înnecat în lacrimi despre bucuria pe care o trăiește pentru că a reușit să-i ofere Anei o cameră doar a ei, cu tot ce are nevoie un copil de vârsta ei. Plângeți de bucurie, nu-i așa? Acum da. De ce? Păi niciodată nu cred că reușeam. Să faci singur, nu? Fără ajutor. Nu. Vă bucurați de fapt că îi puteți oferi Anei un trai mai bun, nu-i așa? Normal. Da, ne bucurăm foarte mult și ne mulțumim tuturor care ne-au ajutat. Sunt diferite forme. Speram să fim la fel și cât să putem noi să facem cât mai multe pentru Ana, ca să fie bine, să meargă la școală, să fie în regulă, să fie totul normal. Este incredibil cât de emoționată sunteți. De fiecare dată e aproape la fel când vorbesc despre asta. Vă bucurați mult? Normal. Cum e așa când intrați în casă și vedeți camera asta nouă aici? E frumos, deci nu mă gândeam, nu mi închipuiam că, nu știu, deci că e așa, mă deduceam dincolo, intram în partea asta și mă gândeam, Doamne, chiar e adevărat? Da, cum să nu fie adevărat, că doar e a noastră acum așa. Ia Anei, le mulțumim la toți, deci foarte multă lume ne-a ajutat și cu bani și cu hainuțe, cu încălțăminte, cu multe lucruri prin Tana, pentru școală, rechizite, fel de fel de lucruri, de cărți frumoase, pixuri, carioci, multe, multe, multe lucruri are Ana. Le mulțumim la toată lumea și inclusiv, nu în ultimul rând, ProTV-ului. Dacă nu ne descopereați, probabil că, na, nu știa nimeni de noi. Era greu, mult mai greu înainte. Eu sper că acum plângeți de fericire, da? Nici acum nu vă vine să credeți că aveți toate astea, nu-i așa? Nu. Dar a sperat la ele? Da, ne gândeam să-i facem, deci chiar vorbeam cu soțul că să-i facem, dar nu puteam, deci nu reușeam nici cum, eventual câte un perete, așa, pe an sau cumva, că altfel nu, chiar nu aveam cum. Nu aveam cum, pentru că banii pe care aveam trebuia să-i împărțim în toate lucrurile pe care le aveam noi de făcut, așa, și pentru mâncare, și pentru animale ce cumpărăm noi, și pentru toate, pentru Ana, pentru școală, și nu reușeam, deci chiar nu reușeam într-un interval de 3-4 ani, poate că o terminam, dar așa nu, mai repede nu cred. Și atâtea, eventual, așa, tencuită, numai să fie, deci, cu mobiluța asta care o are Ana și cu lucrurile care le are, chiar nu reușeam noi așa, nu știu, deci, chiar nu mi-amintesc, nu pot să-mi dau seama cât ar fi durat, foarte mult. Multe lucruri pentru Ana, foarte, foarte multe lucruri, toate frumoase. Și tatăl fetei este foarte fericit. Singur a cărat toate materialele de construcție de jos din vale și până sus la casă. Bărbatul mai are însă de muncit. Vrea să mai construiască încă o cameră și acum așteaptă să vină primăvara să-și termine proiectul așa cum l-a gândit. La anul dacă ajută... Ați tencuit aici? Da, dar nu e gata. Nu e gata. Ultima dată când am venit noi erau găuri așa, se vedea printre lemne. Da, dar acum nu se mai vede. Nu, dar nu. Cine a făcut-o, dumneavoastră? Da, da. Singur? Da. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu ajutorul ProTV-ului, a emisiunii Măruță, a oamenilor de bună credință, le mulțumim, ce să spun mai mult. Deci, cu toate că cuvintele e prea puțin în cuvinte să le mulțumesc.
mulțumim că ați venit pe la noi și vă dorim sărbători fericite. La revedere! Vă mai așteptăm pe la noi și la mulți ani!